Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății, pe care o vom marca și noi în studio cu un invitat special, așa că rămâneți cu noi. Dacă tot vorbim de sănătate, sau mai exact de lipsa ei, anumite produse Kinder se retrag din magazine, deoarece se pare că sunt contaminate cu salmonela. Și o universitate din Marea Britanie a scos-o pe scriitoarea Jane Austen din programa școlară, pentru că aceasta, programa, adică, include prea multă literatură albă. Rămâneți cu noi la Link News! Ziua Mondială a Sănătății este sărbătorită în fiecare an la 7 aprilie, cu scopul de a evidenția o temă de sănătate specifică unui domeniu prioritar, ce provoacă îngrijorare în accepțiunea Organizației Mondiale a Sănătății. Anul acesta, tema marcării zilei este Our Planet, Our Health. Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 13 milioane de decese în întreaga lume în fiecare an se datorează unor cauze de mediu care pot fi evitate. Criza climatică reprezintă în prezent cea mai mare amenințare pentru sănătate cu care se confruntă umanitatea. Peste 90% dintre oameni respiră un aer poluat rezultat din arderea combustibililor fosili. O lume în încălzire reprezintă mediul propice pentru țânțari, care răspândesc astăzi bolile mai departe și mai repede. Poluarea și materialele plastice se găsesc pe fundul oceanelor, dar și pe cei mai înalți munți și se regăsesc chiar și în lanțul trofic. De asemenea, există produse alimentare și băuturi foarte procesate și nesănătoase, care conduc la obezitate, cancer și boli de inimă, care generează în același timp o treime din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Pandemia de COVID-19 a arătat, pe de-o parte, puterea de vindecare a științei, dar ea a evidențiat, pe de altă parte, inechități din în această lume. OMS atrage atenția că este nevoie urgentă de o economie a bunăstării, care are ca obiective bunăstarea umană, echitatea și durabilitatea ecologică. Așa cum v-am promis, marcăm și noi această zi, avându-l alături de noi un invitat special, pe domnul profesor universitar dr. Sorin Berbece. La mulți ani, domnule profesor, pentru că mulți ani înseamnă multă sănătate. La domnule... mulți ani și dumneavoastră. Mulțumesc în numele meu și bineînțeles și al colegilor mei, cu toții care sunt implicați în sănătate, în general, în medicină. Domnule profesor, vreau să vă adresez câteva întrebări despre viitorii medici, cei pe care chiar acum îi formați. Prima dintre ele ar fi cât de mult au fost acești studenți au fost afectați de cei 2 ani de pandemie de învățământ online și dacă se va putea recupera acest handicap? Evident că afectarea a existat. Avem un sistem de învățământ, în acest sistem medical. Avem un sistem de pregătire al viitorilor medici care este împământenit de suficienți ani, care se bazează pe acest sistem on-site, cum îi spunem noi, față în față, și care are și ca baza pregătirii lor are o multitudine de aplicații practice, de stagii, de seminarii care se desfășoară față în față atât cu îndrumătorul, cu profesori și medici, cât și cu pacientul. De aceea, din punctul ăsta de vedere, evident că a existat o perturbare a acestui sistem, iar studenții, ca și cadrele didactice de altfel, au fost nevoite să se adapteze noilor realități, să zicem. Din punctul ăsta de vedere, apropo de partea a doua, întrebării dumneavoastră, bineînțeles că există viitor și există și adaptabilitate, dar asta face parte din profeția noastră. Toate aceste aptitudini practice, bineînțeles că nu ar însemna nimic fără fundamentul teoretic. Fundamentul ăsta teoretic, încluind, și îmi place să cred, că nu a fost afectat. Tocmai de aceea, în baza acestuia, restul deprinderilor practice, care încep pe băncile facultății și apoi, în principal, sunt perfecționate și stabilizate în cadrul rezidențiatului, toate aceste aptitudini practice pot suferi o oarecare întârziere față de formarea fundamentului teoretic și pot fi, așa cum am spus, deprinse și ulterior. Încât să cred că deci această curbă a învățării este mai puternică decât curba uitării. Și de aceea, evident că aceste aptitudini pot fi
aprofundate ulterior. Deci cumva aptitudinile ce au lipsit sau au fost întreprinse mai greu de studenți în acești 2 ani se vor rezolva în timp, mai ales în cadrul rezidențiatului. Evident, care este asta principala... am să vă spun. Știi că exact cum v-am spus, acest fundament teoretic, care și el, din păcate, a fost afectat, dar aici mergem pe principiul că noi suntem profesori, ei sunt studenți. Iar facultatea, care nu vine de la facultativ, așa cum înțeleg unii, reprezintă un nivel superior de învățare, care necesită mult mai mult... să zicem, seriozitatea și aplicarea studenților față de, în comparație cu elevii, față de ceea ce au de făcut. Dacă la nivelurile mai ușoase de formare și educare, aspectul ăsta al constrângerii are un rol mai important, consider că la facultate, într-adevăr, studentul trebuie să vină cu bună voință și cu aplicarea spre ceea ce trebuie să învețe și să aplice mai departe. Legat de partea practică, acum că studenții au revenit în bănci, se va pune ceva mai mult accent pe învățământul acesta, de acest tip practic, mai mult decât cel formal, cel din cărți, nu știu, teoretic? Probabil vă referiți în comparație cu pandemia, nu cu perioada anterior pandemiei. Da, bineînțeles asta. Nu putem să spunem că punem mai mult practic. Se va reveni la sistemul inițial în care toate aceste deprinderi practice sunt dublate de fundamentele teoretice, de ceea ce noi din punct de vedere teoretic încercăm să inducem în conștiința și în pregătirea medicală a studenților. Nu pot spune că această pandemie a avut numai aspecte negative asupra învățării și pregătirii studenților. Există și pe ei, și pe noi ca profesori, ca cadre didactice și medicale, pandemia asta ne-a învățat să ne adaptăm mai mult unui sistem la distanță, care exista și până în prezent sub o formă sau alta, dar care probabil nu cred că era tratat cu seriozitatea și cu aplicarea cu care va fi tratat de acum înainte. Adică vreau să spun că această pandemie ne-a impus noi standarde de învățare și noi modalități de a avea această relație student-profesor, care ne va sta pe viitor. Uitați-vă, de exemplu, că în legislația muncii deja am auzit și sunt preocupări pentru perpetuarea acestui sistem. Există preocupări în sensul reducerii zilei de muncă deja de la 5 la 4 zile, numai la noi, chiar și în cadrul european. Și există de asemenea preocupări pentru a fi introdus inclusiv un sistem hibrid. Adică oamenii au început să se obișnuiască cu stilul ăsta la distanță și cu oarecare comoditate sau laxitatea programului pe care el ți-l permite. Și în cazul ăsta încearcă acum să adapteze ceea ce făceau înainte cu ceea ce au făcut în ultimii 2 ani. Iar asta v-am zis, părerea mea este că este benefic, inclusiv noi la facultate ne-am adaptat sistemelor ăstora și am încercat să... preluăm metode moderne de predare care să surmonteze această distanță între profesor și student. Domnule profesor, care este principala diferență între un medic tânăr de astăzi și un medic format acum 10-20 de ani? Întrebarea este interesantă și complexă. Sunt multe diferențe. Să zicem că principala modificare, așa cum eu o văd în momentul de față, este reprezentată de aportul mijloacelor moderne, atât a celor de învățare, care au implicații asupra formării profesionale a studentului, cât și asupra modalităților efective tehnice, de tehnică medicală, pe care poți să le utilizezi în practica curentă la ora actuală. Asta înseamnă că nu neapărat medicii s-au transformat din punct de vedere al seriozității, al profesiei, al modului în care ei privesc această meserie, cât meseria s-a transformat.
suntem din ce în ce mai mult obligați să învățăm lucruri noi, lucruri moderne. Manualitatea și aptitudinile practice fac parte mult mai mult din meseria noastră decât o făceau înainte și volumul, odată cu dezvoltarea acestor posibilități tehnice și al cercetării, volumul de cunoștințe pe care trebuie să-l acumulăm este mult mai mare ca în trecut. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, într-adevăr, vă rog. Mai contează să fii bun clinician astăzi cu atâta tehnologie la îndemână? Părerea mea este că este fundamentul meseriei medicului. Eu am făcut facultatea la Craiova și mă mândresc cu asta. Pe vremea respectivă, Facultatea de Medicină și Farmacie, la ora actuală este Universitatea de Medicină și Farmacie. Și aveam un profesor la semiologie, exact la știința asta, care e la materia asta, care ne-a spus un lucru la un moment dat și de multe ori îl dau exemplu studenților mei. El ne-a spus la modul următor. Voi, studenții, în momentul în care veți fi medici, din momentul în care vă vine un pacient, iar de când intră pe ușă, până în momentul în care se așează pe scaun, nu veți ști aproximativ 80-90%, nu veți avea certitudinea a afecțiunii, a suferinței pacientului respectiv care l-a determinat să vină la voi, înseamnă că nu sunteți suficient medici și trebuie să mai învățați. Asta se traduce în semiologie că noi ar trebui să fim atât de buni semiologi și să intuim atât de bine suferința pacientului respectiv, încât efectiv dintr-un examen obiectiv sumar, efectiv din vizualizarea pacientului respectiv, și sunt, vedeți-mă, suficiente semne pentru un medic experimentat și versat să-și dea seama de asta, să ai efectiv o idee, măcar, bineînțeles, nu siguranță, dar o idee asupra afecțiunii care, așa cum a spus, l-a determinat pe pacientul respectiv să vină la noi. Pe asta se bazează până la urmă și sistemul nostru de învățare, pe formarea unor medici complet. Ei, față de Occident, în general, și eu mă mândresc cu asta, încă medicina la noi ne învață să fim niște medici desăvârșiți, în sensul în care avem noțiuni efectiv foarte bine fundamentate referitoare la afecțiunile care fac parte din curicula specialității noastre ulterioare, cea din rezidențiat. În schimb, în cadrul facultății, căpătăm suficiente cunoștințe față de toate celelalte afecțiuni mai vechi sau mai noi care afectează rasa umană și care ne dau nou bagajul de cunoștințe care să ne permită, chiar dacă nu putem să-l diagnosticăm complet și corect și să-i dăm un tratament eficient în suferința respectivă, să putem să-l îndrumăm direct către specialitatea de care pacientul respectiv are nevoie. Ăsta este, consider eu, avantajul principal al... Cu alte cuvinte, să fie medici în stare să pună un diagnostic, cel puțin inițial, din momentul în care pun mâna pe pacient, din momentul în care există contact între medic și pacient. Despre asta este vorba. O altă întrebare, domnule profesor, care este principala măsură care ar trebui luată pentru a reduce exodul de cadre medicale cu care ne confruntăm de ceva ani? Și aici mă refer inclusiv la personalul mediu sanitar, asistenți medicali, tot genul de personal din spitalele românești care pleacă afară. Da, exodul de personal specializat din domeniul medical, într-adevăr, este o realitate. Exodul ăsta a apărut din multipli factori. Proasta salarizare, condițiile dificile în care și-au desfășurat de-a lungul timpului activitatea și așa mai departe. Eu cred că Și este, din păcate, nu numai o realitate, este o realitate tristă, pentru că gândiți-vă faptul că, în primul rând, noi, ca țară, ca și societate, avem nevoie de ei, de medici, și, în al doilea rând, gândiți-vă la faptul că societatea și statul investește în medicii respectivi. Și investește până la un punct și nu sume mici, există sume importante, nu știu dacă s-a cuantificat vreodată și n-am eu cunoștință despre, într-adevăr, cât ar costa
un medic statul român din momentul în care intră pe băncile facultății și până în momentul în care este capabil să-și exercite de sine stătător meseria. Dar sunt convins, v-am zis, că există, că sunt sume importante și tocmai de aceea este păcat că acești medici, după ce îi formăm, să-i pierdem. Au fost în ultimul timp, cel puțin, da, au fost în ultimul timp întreprinse măsuri, părerea mea, importante în sensul ăsta. În primul rând, creșterea salariilor medicilor. Ei au fost învățați, între ghilimele, de-a lungul timpului, încă din epoca post-revoluționară, cu niște salarii relativ mici, după părerea mea, în comparație cu riscurile meseriei și cu, și cu factorii de stres și de responsabilitate cu care trebuie să, cu care trebuie să lucreze. Tocmai de aceea faptul că aceste salarii... Această creștere salarială s-a văzut la tot personalul medical sau doar la medici? Asta este una din probleme. N-aș putea să am eu o viziune exactă asupra salarizării întregului personal din sfera medicală, dar pot spune că beneficiile sunt evidente din punctul ăsta de vedere. Dacă, iar la fel vă pot spune că cu un ochi râd, cu unul plâng. Pe de o parte, această salarizare superioară din zona medicală a adus beneficii importante în, în ridicarea calității actului medical și în oprirea exodului medicilor. Pe de altă parte, ca un paradox, această creștere salarială care s-a repercutat în mod deosebit în lumea medicală și mai puțin în zona pregătirii profesionale a medicilor, și aici mă refer în învățământ, a dus la o oarecare reducere a interesului și a calității actului de învățământ în sfera medicală. Pentru că vă spun ceea ce se întâmplă la ora actuală în zona universitară, în pregătirea de specialitate a viitorilor medici, respectiv în facultățile de medicină, faptul că profesorii, la care și la ei există o curbă de învățare și o perioadă destul de lungă, și aici statul investește în formarea unui profesor de la preparator universitar până la profesor universitar, și aici profesorii sunt tot mai mulți, tot mai mult atrași de activitatea medicală în detrimentul activității de calitate didactice. Pentru că una e să ai 60-70 de milioane ca profesor și alta e să ai 100-150-200 de milioane, n-aș putea să spun exact, acum efectiv dau o estimare care poate să fie grosieră asupra nivelului de salarizare din zona respectivă. În afară de creșterea salarială, există alte tipuri de măsuri pentru a împiedica sau a limita acest exod al medicilor și al asistenților? Da, există o altă măsură foarte importantă. Vorbeam deocamdată despre ceea ce s-a făcut. Una din măsurile importante care trebuie luate în perioada următoare este creșterea calității logisticii din zona medicală. Și aici mă refer nu neapărat la aparatură, zonă în care stăm destul de bine la ora actuală și suntem aliniați cu ultimele noutăți din sfera europeană sau mondială, cât în ceea ce privește locațiile de desfășurare a actului medical. Mă refer la spitale, la dispensare și așa mai departe. E vorba efectivă de clădiri noi, avem nevoie de spitale noi, de astfel de centre medicale noi, pentru că deja cele vechi sunt uzate din punct de vedere fizic și moral, sau să cadă unele dintre ele, ca să nu mai vorbesc despre faptul că există o anumită încărcătură microbiană și o imposibilitate deja de a putea să mai... asiguri niște fluxuri ale pacienților, așa cum sunt ele descrise în legislația modernă din punct de vedere al acestor tădii. Tocmai de aceea, cred că dezideratul principal este la ora actuală asigurarea acestor centre în care medicii să-și desfășoare activitatea și, dacă tot ați vorbit și aș vrea să ating și punctul ăsta, dacă tot ați vorbit despre oprirea exodului și despre creșterea calității actului medical, cred că și societatea, în general, ar trebui să facă o schimbare. O schimbare în modul în care îi privește medicii. Gândiți-vă cum au fost ei de-a lungul timpului, gândiți-vă cum sunt ei de-a lungul timpului catalogați și
evaluați superficial din punct de vedere, consider eu uneori, din punct de vedere al modului în care își desfășoară activitatea. Este o activitate dificilă, grea, care nu oferă întotdeauna satisfacții și nu oferă întotdeauna rezultatele pe care alții le pot, le-ar putea prognoza. Tocmai de aceea cred că în continuare medicii trebuie să fie tratați ca ceea ce sunt, pe lângă învățători, pilonii societății. Iar de aici, gândindu-ne că am depășit o pandemie și că suntem într-o perioadă în care conflictele stau la granița României, eu cred că trebuie să ne schimbăm optica față de medici și să le oferim respectul cuvenit pentru ceea ce fac ei. Gândiți-vă că meseria profesor. De medic, ultimul lucru dar pe care vreau să vi-l spun, că sigur, vă rog. Vreau să vă spun doar că în meseria de medic, eu consider că vocația și pasiunea este esențială și că nu poți să-ți faci meseria asta și trebuie să plecăm de la premisa asta, că toți medicii care fac această meserie au o vocație și o pasiune pentru asta, departe de avantajele pe care le ai în prestarea oricărei meserii. Și de aceea trebuie respectat și tratat ca atare. Mulțumim frumos, domnule profesor, și sunt sigur că ne vom revedea într-un cadru mai extins și în care vom avea timp mai mult să vorbim despre toate aceste probleme ale sistemului medical. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumesc și eu mult și pentru atenția pe care ați acordat-o acestei aniversări și am stat de vorbă cu domnul profesor universitar dr. Sorin Berbece. Producătorul ciocolatei Kinder a început să retragă o serie de produse din magazinele Auchan din cauza suspiciunilor de contaminare cu salmonela, potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Produsele Kinder retrase de la raft sunt Kinder Surprise, Kinder Chocobons, Kinder Mini Ouă, Kinder Happy Moments și Kinder Mix. Focarul este caracterizat de o proporție neobișnuit de mare de copii spitalizați, unii dintre ei având simptome clinice severe, cum ar fi diaree cu sânge, a declarat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Marea Britanie are cel mai mare număr de incidente, cu 63 de cazuri confirmate până la 5 aprilie, iar alte țări cu cazuri probabile sau confirmate sunt Franța, Irlanda, Belgia, Germania, Luxemburg, Olanda, Suedia și Norvegia. În trimestrul 4 al anului trecut, veniturile totale ale unei gospodării din România erau, în medie, de 6.055 de lei, adică 2.395 de lei de persoană, arată datele publicate azi de Institutul Național de Statistică. Cheltuielile totale ale populației au fost, în medie, de 5.291 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare-nealimentare, servicii și transferul către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor și cotizațiilor. O parte din venituri merg înspre acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei, hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat și servicii veterinare. Cheltuielile pentru investiții destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipamente necesar producției gospodăriei sau cumpărarea de acțiuni dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației, doar 0,3%. Autoritățile din județul Mureș au demonstrat că resursele din România pot fi folosite în folosul oamenilor, care să le aducă confort și costuri reduse. Astfel, în comuna Viișoara din județul Mureș a fost înființată prima cooperativă energetică din România. Se estimează că, în felul acesta, costurile cu energia electrică se vor reduce cu aproximativ 50% pe o rază de aproximativ 1000 de kilometri pătrați. Proiectul pentru finanțare a fost deja depus la Bruxelles. Localnicii abia așteaptă să se folosească de energia produsă, care îi va lăsa cu mai mulți bani în buzunar, datorită tarifelor reduse. Concret, resturile vegetale, după strângerea recoltelor, ar urma să fie transformate în biogaz. Polyfest
cel mai mare eveniment dedicat tinerilor pasionați de tehnologie, a început astăzi la Universitatea Politehnică din București și se va desfășura până sâmbătă inclusiv. La Polifest vor fi atât reprezentanții mediului de afaceri dornici să-și prezinte cele mai importante rezultate și inovații din domeniu, cât și 100 de companii care își vor prezenta ofertele de angajare sau internship tinerilor specialiști. În prezent, Universitatea Politehnică din București are 15 facultăți și peste 30.000 de studenți, fiind cea mai mare școală de ingineri din țară. Electric Castle 2022 va avea loc în perioada 13-17 iulie, iar trupele 21 Pilots, Gorillaz și Deftones vor fi capetele de afiș la ediția de anul acesta. Disclosure, Peggy Goo și Moderat se adaugă pe lista de headliners a celei de-a 8-a ediții Electric Castle, care va reveni în formatul consacrat, pe domeniul Banfi din Bonțida, comună aflată la circa 17 km de Cluj-Napoca. Lista numelor noi de pe afișul Electric Castle 8 este deschisă de pionierii muzicii Deep House, Disclosure și Peggy Goo, unul dintre cele mai dorite nume pe scena dance din lume. Un General Access Pass costă 150 de euro în prezent, iar un bilet pentru o singură zi aproape 60 de euro. Toți artiștii confirmați și biletele pentru cele 5 zile de festival pot fi găsite pe electriccastle.ro. Astăzi se încheie exercițiul Danube Protector 22, organizat de Statul Major al Forțelor Navale Românești pe brațul Sfântul Gheorghe. Peste 350 de militari, 7 nave fluviale și 10 embarcațiuni de asalt au participat în aceste zile la exercițiul militar care a simulat un desant aeromobil în condițiile amenințărilor de tip hibrid și cu riscuri de atacuri chimic, bacteriologic și radionuclear. Prima parte a exercițiului a avut loc săptămâna trecută pe brațul Măcin al Dunării, acolo unde forțele participante au executat trageri cu armament și muniție reală, cu calibre de până la 14,5 mm, potrivit conducătorului exercițiului, comandor Octavian Mocanu. În contextul confruntărilor din Ucraina, acest exercițiu, care era programat de mai mult timp, a căpătat totuși o importanță mai mare. Universitatea Stirling din Marea Britanie a luat o decizie fără precedent. A decis eliminarea unui curs de literatură despre celebra scriitoare Jane Austen și l-a înlocuit cu cel al scriitoarei Toni Morrison, care scrie despre afroamericani. Universitatea urmează un angajament făcut în timpul protestelor din 2020, generate de mișcarea Black Lives Matter, când profesorul Gary McCormack a declarat că universitatea trebuie să aibă în curicula sa și o agendă antirasială. Și Disney a luat mai multe decizii similare, care au stârnit controverse. Compania a blocat accesul copiilor sub 7 ani la vizionarea unor filme clasice de animație, precum Pisicile Aristocrate, Dumbo sau Peter Pan, pentru a nu lăsa loc interpretărilor și prejudecăților rasiale. Dar poate cea mai controversată decizie Disney a fost cea din vara lui 2021, când actrița metisă Rachel Zegler a interpretat-o pentru prima dată pe Albă ca zăpada, în versiunea live a acestui cunoscut desen animat. Titlul basmului și implicit numele prințesei a rămas însă același, poate pentru că, în funcție de gradul de poluare al zonei în care ninge, nici zăpada nu e tot timpul albă. John Kirby, secretarul de presă al Pentagonului, a anunțat faptul că Statele Unite vor ajuta armata ucraineană cu 100 de drone de tip Switchblade, echipamente mici și portabile care poartă focoase și care se pot detona la impact. Așa numitele drone kamikaze pot lovi ținte aflate și la 10 km departare, iar pentru operarea lor a fost instruit un grup mic de soldați ucraineni aflați la cursuri de profesionalizare în state. Astfel, nu doar că va primi echipament militar de înaltă tehnologie, armata ucraineană va beneficia și de oameni instruiți să opereze respectivul echipament. John Kirby a mai declarat că un individ poate fi instruit pentru operarea acestor aparate la nevoie în doar 2 zile. Între timp, Ucraina a cerut ajutorul Cehiei și Slovaciei pentru repararea echipamentului militar avariat în timpul confruntărilor cu armata rusă. Potrivit presei cehe, Praga a trimis luni Ucrainei trenuri încărcate cu tancuri T-72 și vehicule blindate de fabricație sovietică, o operațiune fără precedent, dar sursele oficiale au refuzat să confirme această informație. Hajun Project a publicat o înregistrare de la o cameră de supraveghere dintr-un sediu al unei firme de curierat din Belarus, în care apar soldații ruși întorși de pe frontul din Ucraina. Aceștia încearcă să trimită acasă pachete de 10 și chiar sute de kilograme cu lucrurile furate din Ucraina. Într-o singură zi, soldații ruși au predat firmei de curierat rapid din Minsk peste 2 tone de lucruri.
Interesant este că proiectul a publicat numele, numerele de telefon, conținutul și greutatea pachetelor trimise de ruși. Am putut observa cum cei mai mulți au trimis unelte, televizoare și haine de sute de kilograme, toate prăduite din Ucraina. Un rus din Ulianovsk a trimis acasă un capac de portbagaj care cântărea 95 de kilograme, în timp ce un altul a reușit să facă rost de un aparat de aer condiționat. Practic, orice poate fi valorizat a fost tras pe dreapta de militarii ruși. Acest fenomen ne poate indica, de fapt, cât de săraci, atât material cât și cu duhul, sunt militarii ruși, dacă se bucură la niște unelte sau haine. Până la urmă, rușii fac ce știu mai bine. Fură! Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Linii News de astăzi. La revedere!